În apropierea momentului 24 ianuarie, când sărbătorim Uniunea Principatelor Române la Iași și în toată țara, în capitala Moldovei se întâmplă evenimente expoziționale speciale. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc în premieră la Iași o prezentare inedită a IEI Românești, prezentare care s-a desfășurat în sala voievozilor din Palatul Culturii. Colecția Flori de IE cuprinde peste 150 de costume tradiționale românești, modele unicat, cu broderii deosebite din fir de mătase, bumbac sau fir metalic. Motivele tradiționale provin din toate regiunile țării și în fiecare piesă vine alături de propria poveste. După numeroase prezentări de succes realizate în anii trecuți în metropolele ca Londra, Viena, New York, Moscova, Abu Dhabi sau Shanghai, Flori de IE a devenit unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite branduri naționale care promovează tradiția, arta și valorile românești în lume. Acum proiectul a adăugat o primă filă de poveste și la Iași. În colecția Flori de IE sunt aproximativ, nu știu să le număr exact, peste 700-800 de obiecte. Dar așa ca și costume reîntregite sunt peste 150, cu puțin peste 150. Deci cam așa, acolo stăm. Unde o să mergem cu parada ei, nu știu. În sensul că astfel de evenimente sunt extraordinar de greu de realizat, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că nu este vorba de a îmbrăca un simplu costum popular. Este vorba de atitudine, de a se potrivi mărimea costumului popular cu fata care îl îmbracă, să coafezi într-un anumit stil, să machiezi într-un anumit stil. Toate acestea trebuie să întregească tabloul perfect al româncei de acum 80-100 de ani. Autenticitatea, atenția pentru detalii, pasiunea pentru handmade, dar și cromatica deosebită au adus aprecieri generoase, astfel încât produsele Flori de IE s-au reliefat distinctiv într-o manieră modernă. Cristina Chiriac, inițiatoarea acestui proiect, a declarat pentru Apolonia TV că e mai ușor să organizezi o astfel de prezentare în străinătate pentru că lumea nu te judecă, pentru că străinii nu pot compara exponatele cu altceva. În schimb, în România e mai dificil, mai ales când evenimentul se desfășoară în Moldova, aici unde este patra costumelor populare, iar oamenii cunosc foarte bine tradițiile și mai ales le și păstrează.